o alegere. Deci în Moldova, în Republica Moldova avem cel mai lung concediu de îngrijire a copilului și cel mai prost plătit din regiune. Este de 3 ani și 30% din salariul în mediu. Ceea ce nu-ți permite nici să stai acasă, nici să lucrezi, deci cumva nici încolo, nici încoace. O opțiune este cât mai rapid să se, să se păstreze schema actuală, pentru că se pare că convine la unele familii și nu trebuie să luăm această opțiune dacă le place, dar să poată alege familiile și opțiunea de 2 ani, deci cu aceleași plăți, doar că concentrate. În primul an să fie 60%, al doilea 30% și al treilea an concediu pe cont propriu la dorință, dacă apare necesitatea.